Locuitorii de pe strada Oborului din Arad s-au trezit în această dimineață cu buldozerele în curte. Angajații unei firme care trebuia să demoleze o fostă fabrică din zonă au reușit să dărâme un zid exterior direct peste curțile oamenilor. Să vin acasă că s-a îmburdat zidul pe grădină. Aici am avut vie, așa cum ieși dincolo. La vecinul au avut aici cotețele cu găini. Eu omorât găinile și văd că merg în continuare. Fără bun simț, am venit, am discutat, patronul sau administratorul cine îi, o plecat. Excavatoristul mi-a zis că dacă nu îmi țin gura, cheamă pe fratesul de la securitate. Păi dar cum, mă, pe proprietatea noastră nici nu să ne anunțe, că eram conștienți fiecare că trebuie dărâmată, dar această hală trebuia dărâmată manual. Unii dintre vecini au suferit chiar și pagube mai mari. Ea e cărămidă cu cărămidă la zidul ăsta de aici, să-l demolează așa frumos, a băgat castorul și dintr-o dată, și excavatorul, s-a luat cu el și vă răsuna tot în curs pe la oameni. Vă dați seama, s-a distrus aici, totul distrus. Dumneavoastră, ce pagubă ați suferit? Eu am suferit o pagubă, și estimez eu acolo, cu nucul, cu tot ce ăsta, în jur la vreo 30 de milioane. Ați avut și animale? Am avut și animale, în jur la vreo 15 găini morte pe acolo. V-au anunțat că urmează să lucreze, nu, să dărâmeze? Nu. Bineînțeles că nu, n-am știut că demolează aici, răstornim partea asta așa. Până în acest moment nu am reușit să obținem nicio declarație oficială din partea celor responsabili de acest incident. Șeful echipei de demolatori se află la poliție, unde dă declarații tocmai despre acest incident, iar ceilalți reprezentanți ai constructorului se află la masă. Proprietarii speră că până la urmă să ajungă la o înțelegere amiabilă cu firma de construcții în legătură cu despăgubirile. Perspectivele unui proces cu o durată specific românească nu le surâde, dar spun că dacă va fi nevoie, vor recurge și la această cale de acțiune.